atunci când lucrurile nu sunt ceea ce par, poate fi dezamăgitor, dar în condițiile potrivite, aceste iluzii pot fi extrem de captivante. În 1 iulie, finaliștii și câștigătorul din 2016 pentru cea mai bună iluzie a anului au fost anunțați de către Neural Correlate Society. De la iluzii care te păcălesc să vezi mișcare, la cele care folosesc umbre să-ți păcălească mintea, în acest videoclip vom vedea câteva dintre iluziile finaliștilor care sunt cu adevărat uimitoare. Iluzia cotului. În această iluzie, oamenii cu ochii închiși anticipează o atingere care ajunge la cotul lor. Există o varietate de iluzii bazate pe atingere care se bazează la rândul lor pe creier pentru a lucra cu informații limitate din părți ale corpului mai puțin sensibile. În această iluzie ai nevoie de o persoană care să își treacă încet degetul de la încheietura mâinii până în apropierea cotului tău. Cel care închide ochii trebuie să spună stop când crede că degetul este deasupra cotului. De obicei, creierul anticipează mișcarea și în cele mai multe dintre cazuri, vei crede că degetul este deasupra cotului tău, chiar dacă acesta nu a ajuns încă acolo. Bule Technicolor. Există probabil mai multe percepții greșite care se întâmplă deodată în această iluzie. În timp ce ecranul alternează între cercuri concentrice colorate și cercuri incolore de diferite dimensiuni, privitorul percepe o umplere de culoare opusă în spațiile libere. Iluzia implică o formă, o culoare inversă care persistă pe un fundal neutral după ce tocmai ai privit o imagine. Acesta este produsul felului în care procesăm culorile cu diferite grupuri de neuroni care lucrează în opoziție unul față de celălalt. În această iluzie nu este cu adevărat o culoare, mai degrabă este culoarea care rămâne în urma imaginii. De obicei, atunci când rămâi cu viziunea unei imagini, vezi obiectul în întregime, dar în acest caz, conturul definește percepția zonei colorate. Silueta în zbor. Un principiu în toate zootropurile este mișcarea aparentă în care o serie de imagini similare prezentate într-o succesiune rapidă par a fi un obiect în mișcare, tehnică folosită și în animație. Pe măsură ce privitorul consolidează multe păsări care se rotesc într-o singură imagine, aceasta trebuie să meargă undeva. Locul de atenție a zootropului este chiar în mijloc, acolo unde se află toate obiectele. Iar pasărea în zbor pare să-și schimbe direcția, lucru care ar putea avea ceva de a face cu ambiguitatea animațiilor de siluetă. Când este doar o siluetă, poți interpreta greșit direcția de mișcare. Cilindrul ambigu. După cum sugerează și numele, aceste remarcabile obiecte imprimate 3D par să schimbe forma în funcție de orientarea lor. Oamenii le văd precum un cerc sau un tip de diamant, dar în realitate structura nu este niciunul dintre aceste lucruri. Este o formă care a fost creată astfel încât, dintr-o anumită perspectivă, vei putea vedea un lucru sau altul. Și pentru că cele două forme sunt atât de diferite, este dificil pentru creierele oamenilor să le combine. Pentru creierul nostru, are mai mult sens ca obiectul să fie de fapt două obiecte diferite. Mișcare integrată. În iluzia câștigătoare din acest an, o serie de plasturi cu bande par să formeze un pătrat rotativ. Plasturii sunt staționari, deci este doar mișcarea benzilor la diferite viteze care creează iluzia unei forme mari în mișcare. Creierul încearcă să accepte faptul că există o mișcare locală și nu o formă care se grupează, iar acesta încearcă să rezolve puzzle-ul. Cum pot veni cu ceva care le pune pe toate împreună, care ar putea fi fizic imposibil? Iluzia folosește un stimul, așa numit iluzia bilei curbabile, care a fost numită în 2009 iluzia anului.